Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni. Academia de fotbal în această seară, fotbalul de la educație la profesie, doi invitați speciali. Massimo Pedrazzini, un reputat antrenor, fost jucător profesionist de fotbal în Italia. Născut 3 februarie 1958, a jucat în Italia la cluburi importante italiene, Serie B, Serie C, Triestina, Catanzaro, Mantova, Fiențola. Evident, publicul din România îl percepe ca fiind un fost antrenor al Stelei și actualmente un, dacă doriți, director tehnic, responsabil tehnic al unui proiect extrem de important, ACS Juniorul București și o importantă Academie de Fotbal Europeană, Top 11 Academie. Bună seara, Massimo Pedrazzini. Bună seara, bine v-am găsit. Cristian Manea, cel de-al doilea invitat, dar nu în cele din urmă al acestei seri, Academia de Fotbal, este director executiv și putem să spunem fondatorul lunarului Ilfov Sport. Un Ilfov Sport în condiții grafice excepționale, cam singurul lunar, dacă putem spune așa, din România, condiții grafice excepționale. Am primit de curând 4 ani de la prima ediție. Bună seara, Cristi Manea, și felicitări! Bună seara, mulțumesc, bine v-am găsit! George, bună seara! Bună seara și sperăm să avem din nou o emisiune cu multe mesaje care să fie percepute de către iubitorii fotbalului și cei care lucrează în fotbal în mod special. O să încep cu această seară, dacă pot să spun, specială, având în vedere și jubileul acestei importante reviste, pot să spun, naționale, dar și datorită faptului că îl avem ca și oaspete de onoare pe Massimo Pedrazzini, cu percepția domniei sale în ceea ce privește fotbalul juvenil, în acest moment de cotitură al fotbalului. Unde suntem, domnule Pedrazzini, în momentul ăsta ca și fotbal juvenil? Pe primul rând, eu m-am întors la, cum se zice în Italia, primul amore. Eu am născut ca antrenor după o carieră de fotbalist la setor de tineri și juniori de la Milan, după la Inter. Am avut și un an la Verona. După 13 ani de echipele mari, m-am gândit că primul dragoste pentru mine a fost setor de tineri și juniori. Întotdeauna am vrut mereu, și când eram antrenor de echipă mare, să am grijă de copii, cei care de prima oră veneau la echipa mare, să le sprijinim, să le ajutăm, să învățăm anumite lucruri care posibil ei nu au învățat în setor de tineri și juniori. E pentru aceste lucruri am desfășurat acest proiect cu o impresa de management din Italia. De unde preluați, domnule Pedrazzini, acest proiect? Acest proiect este un proiect care a născut în toate aceste ani. Zicem așa, eu am fost unul dintre cei care a contribuit să facă o bază pentru Milan Camp în anii 96-97, Inter Academy în anii 98-99. Am fost și coordonator tehnic acolo, am urmat și pe China, pe Japonia, pentru anumite lucruri. Numai că proiectul ăsta este bazat principal pe un business, pentru că afiliat plătesc pentru să abie în schimbul knowledge. Noi am încercat să facem ceva deosebit, primul rând bazându-ne pe educație. Unde ne găsim noi? Ne găsim într-un nivel nu foarte ridicat. Vedem că jucătorii talentati și de echipa mare, când se duc în Italia sau în străinătate, din păcate se întorc imediat sau nu au cum să se impune într-un fotbal, zicem așa, mai bogat, nu din punct de vedere economic, ma din punct de vedere organizativ și tehnic și tactic. Baza este pregătire, baza este educație, nu numai educația de bun simț sau de bună comportare, educația la muncă, educația la spiritul de sacrificiu. Tot aceste lucruri nu se pot înveța într-un singur clip. Proiectul ăsta este bazat pentru să-l ajutăm în calea asta. Apropo de aceste lucruri, George, trebuie să salutăm și noi
cu mare dragoste acest succes uriaș al handbalului românesc. Suntem în asentimentul domnului Pătrazini că fără putere de muncă nu se poate face absolut nimic. E adevărat și cu multă investiție. Salutăm așadar succesul fetelor de la CSM București, câștigătoare aseară într-un meci dramatic a UEFA Champions League. Felicitări maxime din partea Academiei de Fotbal. Cristi Manea, 4 ani de Ilfov Sport. Ce înseamnă acest lucru pentru voi? O echipă extrem de inimoasă, câțiva jurnaliști care au pus mult, mult suflet și multă, multă muncă. Ce înseamnă acest Ilfov Sport pentru voi la 4 ani de la prima apariție? Ilfov Sport pentru noi înseamnă în primul și în primul rând suflet. Este un proiect de suflet, e un proiect de suflet al meu. Este garanția pe care eu o dau și o plătesc în același timp și o ofer în același timp pentru anii petrecuți în sport, atâta vreme cât eu am fost sportiv. Am făcut sport de performanță, am început sportul și am trecut la performanță încă de la 12 ani și acum 6 ani, uite ce repede trece vremea, am început proiectul pe variantă de online. Iar acum 4 ani începeam varianta aceasta de print, un print quality, cum îl numeai tu puțin mai devreme. Multă lume ne-a spus încă de la început, atunci când am hotărât împreună cu Narcis Drejan și Adrian Munteanu și Daniel Nazare, ei sunt apropiații mei, atunci am început să facem acel proiect, iar toată lumea a spus, voi sunteți nebuni. Presa scrisă este moarte clinică și voi vă apucați să faceți... Când toți închid ziarele, iată, voi reușiți să editați această revistă. Da, sfidând online-ul. Da, să știi că da, și să știi că suntem apreciați pe motivul ăsta, pentru că sfidăm într-adevăr online-ul, însă nu ne... Să-i spun așa, nu ne canibalizăm partea noastră de online, varianta noastră de online, pentru că așa cum o vedem în momentul ăsta, varianta de print, aici găsim întotdeauna materiale ample, reportaje, povești, ba chiar, așa cum spunea și domnul Pătrazini, încercăm să facem educație. Educație prin sport, educație prin presă. Și asta este un lucru foarte important la nivel de sport, bineînțeles. Cum facem educație, domnule Pătrazini? Educație este leitmotivul acestui proiect al dumneavoastră cu ACS Juniorul. Cu cât contribuie ACS Juniorul în acest proiect și cu cât contribuiți dumneavoastră? Bine, parteneriatul care noi am făcut-o cu Juniorul a născut pentru că este una, România, intra-țară, pe care noi ne-am asociat pentru a desfășura aceste proiecte. Juniorul din prima clipa ne-a dat o posibilitate ca ne înțelegem instantaneu, adică viziunea noastră a fost și viziunea lor, cu disponibilitate și mentalitate de a învăța și de a forma un viitor om înainte că viitorul fotbalist. O secundă, domnule Pătrazini, rog colegii să dea drumul la acel material filmat, chiar dacă puțin mai devreme, pentru a comenta împreună cu domnul Pătrazini ceea ce s-a întâmplat la Consiliul sau Congresul dumneavoastră de marți de la Hotel Novotel. Vă rog, continuați. Pentru că noi avem o misiune. Misiunea noastră este că multe persoane se folosesc de fotbal pentru a da un viitor la copii. Noi am încercat să facem ceva invers, adică ne folosim de sport și de fotbal în particular pentru a crea sau a forma oamenii mai buni pentru viitor. Din punctul meu de vedere avem și niște statistice. 3 la 10.000 de copii legitimati devin jucători profesioniști. Bineînțeles ce se întâmplă cu ceilalți. Munca noastră este făcută pentru că trebuie să dăm o susținere și o educație ca oricum nu devin jucătorii profesioniști, ceva în viață pot să devin oameni mai buni, realizat și fericit. Asta este un obiectiv care ne-am propus pentru că cred că ca fotbal și sport au niște regule, probabil scrise și nescrise, de educație, de înțelegere anumite lucruri, de spiritul de sacrificiu, de disponibilitate, e te pune în fața ceilalți în mod, zicem așa, potrivit.
Este și Renzo Rossi lângă dumneavoastră, face parte din acest proiect? Bineînțeles că din afara șefii mari, că sunt l'agenția de la Milano, noi aici avem, zicem așa, a doua agenție în București. Eu sunt director de acest proiect și coordonator tehnic este Renzo Rossi. Am încercat să ne circondăm, adică să căutăm persoane foarte serioase și iubitoare de fotbal latine și juniorii, pentru a încerca să facem un lucru foarte bun. Observ și pe Bogdan Dragomir, în aceste imagini, Bogdan Dragomir, fiul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, foarte multă lume bună, foarte mulți părinți, foarte mulți antrenori, a strâns foarte multă lume la acest congres. Da, pentru că ne se părea corect să anunțăm, să le explicăm, să spunem ceea ce înseamnă educație. Nu? Educație nu numai din viața zi de zi, educație în familie. Eu cred că antrenorii au un timp fiecare zi cu care stau cu copii. E nu poți să înveți numai șut la poartă sau un dribbling frumos. Trebuie să înveți și niște step care sunt fundamentale pentru viața. Cred că o mică comparație, că noi construim un bloc de 10 etaje, trebuie să mergem în adâncime de 12 de etaje. Așa, cu orice cutremur... Pentru a săpa o fundație riguroasă, riguroasă să mențină acest proiect. Perfect. Fundația riguroasă este un proiect de educație cu patru orientare. Cristi Mana, este nevoie de aceste proiecte în România? Un proiect, să recunoaștem, nu neapărat unicat, dar printre puținele de amploare în fotbalul românesc de care am auzit. E o întrebare... Retorică, e adevărat. Retorică. Dar... E o întrebare care ridică mingi la fileu. E o întrebare care ar trebui să fie pe buzele mai multor oameni de sport și a conducătorilor de sport în general. Pentru că nu vedem astfel de proiecte în fiecare zi și nu vedem nici măcar unul pe an. Dacă ar fi măcar unul pe an, ar fi foarte, foarte bine să facem, să avem fotbalul din România să aibă acest lucru. Iar ceea ce face Top 11, această școală, această academie, din ce înțeleg, sincer, n-am știut până să vin la voi în emisiune despre acest proiect, dar mă bucur că aflu exact la voi în emisiune de acest lucru. Ar trebui, într-adevăr, în fiecare județ, cel puțin, pentru că eu sunt convins că această academie nu o să poată să acapareze, ca să nu spun acumuleze, să acapareze tot teritoriul și toți micii fotbaliști doritori de fotbal, iubitori de fotbal din toată România. Probabil că se vor axa pe nivel regional București-Ilfov și m-ar bucura acest lucru, să include și Ilfovul în... E perfect, dar poate vă faceți niște birouri regionale în toată țara ca să acoperiți această toată România, drept pentru care ar fi grozav să se deschidă cât mai multe proiecte de genul ăsta, dar să se și realizeze. Vezi tu, suntem în 2016 și toată lumea are pe buze un singur cuvânt. Proiect. 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 Toată lumea spune, vom avea un proiect sau avem deja un proiect, dar sunt puțini aceia care demarează proiectul și sunt și mai puțini aceia care îl duc la bun sfârșit. George, astfel de proiecte pot crea o emulație în rândul altor zone. Vorbim de proiecte și eu o să-ți răspund ulterior la întrebare, dar înainte de asta aș vrea să-l întreb pe domnul Pedrazzini, așa cu puțin sau mai mult respect, ce anume va determina, domnule Pedrazzini, să gândiți că este nevoie în România de un astfel de proiect? Ba, nu numai în România. Dar în România, în mod special. Știu că proiectul se implementează în mai multe țări ale lumii. Da, ale lumii, particular în Europa. Acum, deja afiliate sunt 12 țări. Dar, din punctul meu de vedere, în momentul în care am făcut acest proiect, nu l-am făcut numai da un singur punct de vedere. M-am așezat în multe locuri de la masă și am încercat să mă gândesc cum se gândesc un antrenor, cum încerca să gândește un părinte, pentru că și eu sunt părinte, cum se gândește un conducător de club, cum se gândesc un manager care așteaptă să caute echipa a un fotbalist.
Într-adevăr, cu toate aceste poziții am încercat, nu se mulțumim toată lume, ma toată lume are ceva de castigat, din punctul de vedere a creștere profesionale și în fața a copilului. Proiectul este bazat pe educație, ma protagonistul proiectului nu suntem noi, este mereu jucătorul sau copii care vine la noi. Vrem să discutăm de un punct de vedere de antrenori. Încercăm să-i dăm un suport, să-i dăm o posibilitate să crească din punctul de vedere profesional. Ei nu le au, nu, la momentul ăsta? Nu, nu că nu le au. Noi pornim da o bază de antrenori, ma nu numai ai noștri. Întrebarea era, într-un fel, trebuia să ne aducă în situația de a spune, într-adevăr, de ce era nevoie de acest proiect în România. Adică, cu alte cuvinte, bine, România, fotbalul juvenil, are nevoie de astfel de proiecte? Atrage. Nu suntem noi oare atot știutori? Nu știm noi atât de multe despre ceea ce înseamnă creșterea unui copil și de ce ne mai trebuie să astfel de George proiecte? Este puțin ironic. Nu. Nu sunt ironic. Nu, e ironic. E realist. Realist. Pentru că sunt întrebare că cred legitime că toată lumea se întreabă. Mi se pare normal și corect. România are nevoie pentru că am spus înainte în ceea ce am spus. Spuneți-mi și mie, pentru că un jucător care se numește, acum îmi vine primul, Alexe, s-a dus în Italia, după un an la Sassuolo, s-a întors, e acum l-am pierdut. Nu se știe unde joc. La Karabük Spor. Exact. În Turcia, Liga a doua, locul întâi. Perfect. Atunci, jucătorii din România, de ce au un loc în Turcia, în Liga a doua sau în Liga întâi, e nu au loc în echipe bogate din Italia, din Anglia, din Germania și din Franța și iată, din Spania. Începem să descoperim de ce era nevoie de o astfel de intervenție a unei academii de genul Top 11 în România, nu? Din punctul meu de vedere, nu e. Magari noi îi dăm un suport atât de mare să le aducem acolo, dar încercăm. Încercăm să sprijinim clubul, antrenorii, părinții, să ne bazăm pe un proiect de educație care este principiul fondamental pentru a crește ca oameni. Eu sunt foarte convins, bineînțeles, că un jucătore devine jucătore mare dacă are calitate. Asta este discuția că nu putem să la nascunde. De la calitate plecăm. Exact. Okay. Dar dacă este un jucător cu baze de educație foarte ridicate, cred că are mai mult cuvinte de spus într-un fotbal mai ridicat. Asta este punctul meu de vedere. Al doilea punct de vedere. În România și cum în altre lume, vorbim despre exemplu, echipele, între ghirimele, mici, adică că nu au un potențial genul echipele mare, Dinamo, Steaua, Agi, care au posibilitate sau un brand, un numele che poți să te ajuți mai departe. Dacă tu nu poți să-i oferi la copii talentați che au posibilitate, un orientare che poți să mergă mai departe, este normal che a un moment dat tu îi pierdi. Asta este un dato de fapt, nu e că îl zic eu. E adevărat că s-au pierdut. Da, este o treabă verificată, da. S-au pierdut o grămadă de... Nu s-au pierdut, adică copiii s-au dus în altre echipe e altre echipe probabil nu au recunoscut nimic cei care l-au crescut. Asta se întâmplă și în Italia, să știți. Se întâmplă și în Suedia, unde eu acum am făcut ultima... Parteneriat. În Suedia. Aș vrea să citesc, dacă îmi permiteți, din filozofia Top 11, un aspect care, sigur, și noi în România încercăm să-l punem în practică sau cel puțin să cunoaștem tipul acesta de orientare a pregătirii unui copil în fotbal și observă că, în principiu, acesta este un proiect educativ, așa se numește, este exact. Un proiect educativ, deci care are patru direcții. Orientarea școlară, perfect, pe care dumneavoastră în expunere ați pus mare accent și cu ea ați început și acest lucru în momentul în care ați expus m-a făcut să cred că acest proiect poate să fie foarte serios pentru că de regulă nu se începe într-o expunere indiferent de situație cu orientarea școlară, se începe cu orientarea profesională. Adică trebuie să ajungem fotbaliști, trebuie să fim jucători și să ajungem în primul fotbaliști. Rând, iată primul că rând. Orientarea școlară are altă dimensiune aici
Și probabil este mai importantă decât orientarea socială, care este al doilea aspect al zonei despre care vorbim, de orientarea relațională, care creează prietenie și grup, și orientarea profesională. Acest lucru cred că trebuie să fie o imagine de căpătâi pentru fiecare antrenor sau pentru fiecare conducător, mai bine zis, dintr-un club care dorește într-adevăr să dezvolte fotbalul la copii și juniori. Cele patru aspecte, fără de care cred eu că, sau dacă s-ar pune în practică, mult mai ușor jucătorii ar ajunge la nivel înalt. Am spus înainte, proiectul care ne-am gândit noi nu poate fi bazat numai pentru interesul sau pe business. Pentru că nu poate să se numește proiectul. Se numește o orientare profesională, la noi ne interesează numai jucătorii de vânzare. Probabil, cu această situație, jucătorii de vânzare are aceeași problemă cum au prezentat jucătorii de acum care s-au dus în străinătate. Dacă noi avem grijă de proiectul, încercăm să li ajutăm, să-i sprijinim la școală, să li ajutăm, să-i sprijinim ce înseamnă implicare socială și implicare relațională, da? Cred că se formeze un caracter mai puternic, dacă ai și calitate poți să mergi mai departe cu un bagajul personal de educație mai bogat. Să rezisti anumite presiune, pentru că fotbal adevărat, nu că aici nu este fotbal adevărat, dar pentru a juca la Arena Națională un derby cu Dinamo, trebuie să suporti o presiune mare de 60 de persoane care, dacă greșești o mingea, te fluieră. E acest lucru se întâmplă și în străinătate. Giocatori mari, Messi, Ronaldo, sunt giocatori de un carattere deosebit, interior. Un carattere care reacționeze a orice situație cu o liniște impresionante. Cu alte cuvinte, și ei au trecut prin vârșile caudine ale celor patru momente importante. Nu știu, probabil da. Nu știu, dar probabil, altfel, probabil da. Altfel nu cred că ar fi ajuns acolo. Dar interesante această situație, ziceu, exemplu, eu când am fost la Inter Milano, fiecare an se aveam o întâlnire, o meeting generale cu un fotbal mare, venea cei de la Ajax, de la Manchester United, de la Bayern München. Bayern München era fiul lui Franz Beckenbauer. Eu am rămas impresionat pentru că noi italiani am zis că noi este important formare fotbalista ca om, după ca fotbalista, nu punem presiune și nu punem accentul pentru rezultat. Ei, clar, au făcut invers. Pentru noi, am zis, este obligo ca copilul știe că intră pe teren să castige. E important că suportă o presiune mare pentru că noi îi punem presiune mare. Alla sfârșit a zis, pentru că dacă tu vrei să joci la Allianz Arena de München, trebuie să suporti tot acest lucru. Asta e filozofia lor. Poate fi înțelesă și condivisă sau nu. Dar din punctul meu de vedere, m-a dat o idee, m-a dat o orientare, că poate fi și o cale. No? Poate fi o cale. Bineînțeles, înainte că tu puri această cale în România sau în Italia, trebuie să te gândești la realitatea ta. Noi suntem pregătiți să suportăm aceste lucruri sau nu? Noi suntem latini. Romanii sunt ca italiani. Cer scuze, adică talentati și un pic puturosi. Da? Și eu sunt italian, la fel. Atunci, noi trebuie să gândim că pentru a atinge un nivel mare, talentul nu mai este numai talentul. Scuzați-mă, fac o paranteză și revin. A spus dumneavoastră în acel congres de marți, mi-a plăcut o treabă foarte, foarte mult. Dom'le, copilul, orice copil, de la mine sau din cadrul altei echipe, vrea să ajungă la Real Madrid. Bun. Și atunci stau de vorbă cu ele și îl întreb. Dom'le, tu vrei la Real Madrid? Da. Dar ce faci ca să ajungi la Real Madrid? Exact. Și aici vă las pe dumneavoastră să continuați. Ce i-ați răspuns? Ipotetic vorbim. Toată lumea zice, tu ce faci? Cum te implici? Nu fac nimic. Dacă nu faci nimic, nimic vine. Atunci, pentru drumul, pentru ajungi mai departe, nu este retorică. Eu am avut niște întâlniri cu copii cu mama lor. Da? Am zis la copii, acum te povestesc anumite lucruri că te faci să te gândești cât norocos ești. Cum, domn profesor? Bine, înțelege. Când te trezești la dimineață, ce se întâmplă? Te duci în bucătăria, mic dejun, este pregătit sau te la pregătești tu?
Nu, bineînțeles, este pregătită. Foarte bine. Uite-te. Și după aia, ce faci? Tu spali vasele? Sau, nu, face mama. După care ce faci? Te aduci tu, uite, iei pantalone, tricou. Nu, nu, deja e tot pregătit. Da? Bine. Când te întorci, te aduci la școală, te întorci de la școală, ce faci? Te gătești tu masa de prânz? Nu, mama. Atunci, tu ce faci? Cum acționezi tu dacă ai deja tot pregătit? Care este implicarea ta? Scuze, care este implicarea ta? El consumă. Da, mă, nu este suficient. Energie, exact, nu este suficient. Nu este suficient. Am făcut o mică glumă, nu? Da. Un copil vine și fa, domn profesor, cer scuză, mama s-a uitat să mi pune ghete. Nu este acceptabil din punctul meu de vedere, nu este admisibil. Nu e mama că trebuie să are grijă de ghete. Tu, pentru că tu joci fotbal, pentru plăcerea ta. Atunci, în momentul în care faci ceva care îți place, trebuie să te implici mai mult. Nu există ca mama nu m-a trezit. Mama nu poate să te trezește. Mama are alte lucruri de făcut. Tu trebuie să te preocupi, să te trezești și să vin la stadion. Va fi foarte greu să trecem aceste responsabilități asupra copiilor, atâta vreme cât în familie aspectul ăsta se generalizează, din păcate. Sunt de acord. Măcar încercăm. Da, măcar încercăm și este nevoie să încercăm și mai ales, așa cum spunea și un interlocutor din sală, cred că primele lucruri în ceea ce privește educația ar trebui, educația, sigur, sportivă, ar trebui rezolvate cu părinții. Ei sunt cei cu care ar trebui să vorbim prima dată despre aceste lucruri și ei ar trebui să înțeleagă de ce este bine să responsabilizeze copilul în orice situație. Acum, vorbind despre copii și juniori și avându-l invitat pe domnul Cristi Manea, aș vrea să remarc faptul că în revista Info Sport apar și comentarii, dar nu numai, reacții despre ceea ce înseamnă și date despre ceea ce înseamnă activitatea la copii și juniori, ceea ce este un lucru meritoriu, pentru că nu întotdeauna jurnalele de sport, revistele sau ziarele, publicațiile de sport, acordă un spațiu copiilor și juniorilor la fotbal și nu numai. La ce v-ați gândit când ați realizat lucrul ăsta? Ca să fiu sincer, nu ne-am gândit în special la acest lucru. Pentru noi, echipa Ilfosport, pentru noi sportul înseamnă tot. Înseamnă educație. Nu ne-am propus să discutăm doar de junior sau doar de senior sau doar de Steaua sau doar de Dinamo. Nu ne-am gândit să vorbim de sport în general. Este un alt lucru remarcabil, pentru că fotbalul, în general, în presa de sport, ocupă 80-90% din ce se vorbește despre sport. Eu aș merge un procentaj chiar mai mare. Și atunci nu trebuie să vorbim despre sport doar când CSM București câștigă Champions League, când Steaua câștigă Champions League și așa mai departe. Te rog. Da, sunt mai multe aspecte și vis-a-vis de discuția precedentă și de subiectul pe care îl dezvolta un pic domnul Petrazini. Ar trebui într-adevăr, și aici îți dau iarăși dreptate, ar trebui să educăm în primul rând părinții. Pentru că în acest moment domnul Petrazini ne-a spus, ne-a adus câteva exemple și fără să vreau mi-am adus aminte de perioada în care eu eram copil și eu eram sportiv. E foarte adevărat, în acea perioadă nu pregăteam fotbal, nu făceam fotbal, făceam un cu totul alt sport, dar mi-aduc aminte că într-adevăr aveam micul dejun, aveam echipament, însă eu mi-l puneam în rucsac. Eu mă puneam pe bicicletă pentru că nu aveam mașină și nici nu aveam cum să conduc la vremea aceea și eu mergeam până la terenul de sport și îmi desfășuram antrenamentul de câte ori era nevoie. Ce și de câte ori. Aveați? 12 ani. Da. 12 ani. La 12 ani se poate. După ce probabil de la 5 la 12 a fost tot așa? De la până 5... când a avut mama grijă de echipament? Mai exact. Părinții mei n-au prea avut nevoie să-mi
pună echipamentul în rucsac. Este foarte adevărat, îmi puneau echipamentul la dispoziție pentru că eu îi bâream de dimineață și până seara, vreau și eu o pereche de pantofi. Pentru sport. Vreau și... Exact, exact. Și nu numai eu, eu mă dau acum exemplu pe mine, dar îi dau exemplu pe toți colegii mei de generație. Pentru că aici este încă o problemă pe care sportul în România o are. Este problema de sistem. La noi sistemul este problema. Nu copiii, nu părinții. Pentru că în acest moment sistemul a educat atât părinții sau în prima oară părinții ca părinții să-și educe un pic mai leneși acei proprii copii. Și vorbeați de acest proiect Next 11, orientarea școlară. Orientarea școlară, putem să discutăm de orientare școlară atâta timp cât avem o singură oră de sport pe săptămână la clasele primare? Oare putem să discutăm despre dezvoltarea sportului? Oare putem să facem altceva în afară de faptul să le felicităm pe fetele care au câștigat aseară Liga Campionilor Europeni la handbal? Nu știu, am investit oare în fetele astea la nivel de copii și de juniori? Sau au fost doar câțiva nebuni director de școală, director de CSS, director de club sportiv, care au investit din energia lor și din pasiunea lor și din sufletul lor ca să formeze acei sportivi. Eu vorbesc la nivel general de sportivi. Domnul Massimo e interesat de fotbal și suntem la Academie de Fotbal aici. Dar lăsați-mă să merg pe parte de sport în general, pentru că fotbalul este, că vrem, că nu vrem, este un sport. Așa cum este și George un mare pasionat de sport, așa cum este și George un favoritor de talente la CSS 1 Pajura, așa cum este și Ilie Alexe, unul dintre antrenorii apreciați ai dumneavoastră din acest proiect Juniorul Top 11 Academy, pe care vă invit să-l urmărim chiar la finalul acestui congres al dumneavoastră de la Hotel Novotel. Vă rog, colegii, materialul. Da, sunt imagini din sala unde s-a ținut acest congres. Din păcate, sunetul ne joacă feste pe acest material. Bebe Alexe, un antrenor priceput, un antrenor care provine din școala Dinamo, pe care tu știi foarte bine, George. Da, Bebe Alexe are un trecut frumos în fotbal la copii și juniori. A încercat încă de la venirea lui în fotbalul juvenil să aducă lucruri noi în ceea ce privește organizarea, dar mai ales partea de metodică a fotbalului copiilor și să poată aduce lucrurile acestea în fața antrenorilor care aveau de unde și ce să învețe. A trecut pe la cluburi mari, a fost angajatul Stelei, a fost angajatul clubului Dinamo, apoi a cochetat cu cluburile de senior ca secund și iată acum, cred că pe palierul acesta și-a găsit locul în ceea ce privește vocația lui pentru copii și juniori la ACS Juniorul. L-aș întreba pe domnul Pedrazini, apropo de antrenorii care există în această academie noastră, care este, eu zic, să zic așa,
măsura, cum apreciați dumneavoastră rezultatele acestor antrenori? Pentru că este un proiect extrem de pretențios. Cum apreciați munca antrenorilor angajați de dumneavoastră? Prin copiii care ies pe piață, prin copiii care fac pasul către fotbalul mare sau prin, printr-un rezultat, printr-o cupă, printr-un campionat, printr-un titlu? Care este opinia noastră? Bine, primul lucru trebuie să facem, clarificăm această situație. Eu nu am nicio legătură cu angajare sau da afară un antrenor. Antrenorii de la juniori sunt sub responsabilitatea președinte și directore tehnic, este Bebe Alex. Rolul meu, că sunt director de toate aceste academie, să-i dau niște suport tehnice, tactice, comportamentale, fizice, de care apare în fotbal, de cunoștințe mele personale, să ne schimbă, să ne schimbăm idee, experiențe, posibilitate de a îmbunătăți anumite lucruri. Eu nu mă duc acolo să impun pe partea de strategie, de logistică. Eu sunt, zicem așa, un suport. Interesul nostru este ca lucrul se desfășoară bine, dacă pot să-l ajute că se desfășoară mai bine, asta este o bucurie mare. Vreau să mă întorc la un numit lucru acest proiect. Ca se zice proiect educativ, bineînțeles, proiect educativ nu este numai la copii. Eu nu pot să pun și la părinții, dar și la părinții au de învățat. Și din punctul de vedere școlar, pentru că școala nu se termină numai cu clasa 12 sau cu facultate. Școala de viață este mereu deschisă. Eu învăț la 58 de ani, dar oricine, Pentru aceste lucruri, școala este fondamentală. Școala, bineînțeles, ca școala unde se învățament și școala de viață. Orice situație trebuie să avem o mentalitate deschisă și pregătiți să învățăm. Să cunoaștem ceva că în momentul de față nu cunoaștem, să nu ne fie rușine. Și la fel din punctul de vedere social. Nu numai copii trebuie să se implice, și părinții la fel. Și din punctul de vedere relațional, și la aceeași lucru, nu numai părinții, și antrenorii, și conducătorii clubului. Avem tot de castigat în momentul în care ne înțelegem că un proiect pentru să se desfășoare bine trebuie și pus o posibilitate de a da, de a dona, fără să primești nimic în schimb. În momentul în care avem această sintonie, probabil, deja suntem la jumătate de drum. George, vorbim de proiecte, vorbim de o infuzie de know-how, de logistică, iată, din afara României. Se pot face lucruri mari în România? Astfel de proiecte? Cu certitudine. Care se anunță un proiect destul de important. Cu certitudine că se pot face. Cum, da, cum pe, George? Prin implicarea unor astfel de agenții sau de oameni ca domnul Petrațin. Cum îi aducem aici, George? Așa cum i-a adus dânsul. Fericit. Eu nu cred că România sau fotbalul nostru a dus lipsă sau duce lipsă de oameni care să poată să facă lucruri de genul ăsta. Eu nu cred asta. Numai că lipsa de implicare, datorită a N motive, a dus unde a dus fotbalul de la noi. Și eu aș vrea să ne întoarcem puțin în timp. Într-un minut, te rog, că trebuie să ieșim să facem o pauză, după care revenim. Da, dacă facem pauză, atunci o să vorbim după pauză. Dar aș vrea să ne întoarcem puțin și să în timp și să îl întrebăm pe domnul Petrațini care au fost efectele perioadei în care dânsul a fost la Clubul Steaua și a lucrat la Centrul de Copii și Juniori. Eu cred că acolo dânsul s-ar fi regăsit foarte bine. De ce n-a putut să aplice acest proiect acolo? Mai ales după ce Academia s-a desființat, Academia Steaua, nu? Am avut o academie puternică, începuse bine și s-a desființat. Incredibil, nu? Deci toată lumea dorește să se înființeze academii, să funcționeze academii și unele se desființează. Și este interesant să vedem cum, repet, cum dânsul a perceput copiii de la acest mare club Steaua, ce s-a întâmplat acolo și la momentul acesta ce se întâmplă, că a ieșit de curând din zonă. Nu? Îl lăsăm pe domnul Petrațini să se gândească într-o scurtă pauză, după care revenim cu această temă extrem de interesantă cu cei doi invitați.
acum suntem în direct, domnilor, Academia de Fotbal, după pauză. George a pus o întrebare pertinentă domnului Pedrazini, ce s-a întâmplat cu Steaua. Toată lumea așteaptă multe de la Steaua, când se vorbește de Steaua, de brandul Steaua, toți așteaptă că Steaua să fie acolo undeva, inclusiv la nivel de juniori. Știm foarte bine situația în care acest club a împrumutat niște juniori în condițiile în care a participat în Youth League. Ce s-a întâmplat atunci în acea perioadă, domnule Pedrazini? Deja trebuie să pornim. În momentul în care tu intri în Youth League, nu ai o roză, zicem așa, un lot atât competitiv, se te permite să joci un semenă... Să te ridici la nivelul, de competiția asta. Din fericire, AGI ne-a împrumutat jucătorii foarte buni, că împreună au cercat să facă un lucru deosebit. Dar întrebarea era, mulțumim AGI, era foarte importante dacă nu venia alte, că aveai tu destul de tineri care pot să facă față pentru o competiție de acest nivel. Discutam cu George înainte care sunt probleme care pot să apare. Eu am zis că din primul lucru poate fi aspect economic, dar pot să spun cu toată sinceritate că mentalitate e mai importantă. Mentalitate este costruită pentru a forma giocatori di viitor. Din punto mio di vedere personale, io am născut într-un oraș mare din Italia, che este Milano, al doilea oraș din Italia. Am assistat a un interview facuta da Berlusconi e Berlusconi ha declarat aceste lucruri. Eu am cumperato Milan pentru că sunt suporter de la Milan, l-a cumpărat dintr-un faliment. Vreau să ridic echipa asta a nivelul care trebuie, dar eu am o obligație în fața copilor, da, din Italia și din orașul ăsta, să-i ofer posibilitate să devin jucători, oameni mari, să joace la Milan. Ceea ce s-a întâmplat. Adică mentalitate. Exact. Niciun conducător s-a gândit că are o obligație morală în fața copiii din București care visez noptele și zilele să devin un jucător de Dinamo, de Steaua, să-i ofere această posibilitate cu un proiect, cu un plan și cu niște investiții. N-ați încercat în această idee să vă apropiați de un club important din București și nu de juniorul? Pentru că vorbim de un brand. Din punctul meu de vedere, noi nu căutam un brand. Noi căutam un grup, un club cu mentalitate deschise, cu posibilitate ca împreună să desfășoară aceste proiecte, să ajutăm clubul să se dezvolte. Da. Apropiere nu înseamnă și acceptare. Și, mă scuzați, deci se apropie de un club, dar dacă nu acceptă. Nu, exact. Asta ce faci? Nu, el a acceptat. Au acceptat. Tocmai. Pentru că dacă nu era așa, probabil nu ne înțelegeam. Că văd totuși că marile cluburi din București, chiar și din țară, nu au această plecare. Da, v-am zis înainte, Steaua nu are niciun interes dacă au un copil să-l aduc în Italia să-l dau în probe la 10 cluburi, exemplu. Steaua are interes dacă are un copil bun, joacă în echipa lor, atât. Adică au o singură orientare. Noi, cu orientare profesională, că este o parte din proiect, nu este bazată pentru asta, este o parte din proiect, putem să-i oferim mai multe șanse. Mai multe șanse. Asta este o idee. Echipele profesioniste nu au interesul să asocieze cu anumite agenți care oferă oportunitate să meargă mai departe. Asta e bineînțeles. George, vorbeam de proiecte importante. N-ar trebui să vină, nu știu dacă e corect spus, o directivă. Să vină ceva și din partea Federației către Asociații Județene. Noi tot vorbim de câteva emisiuni. O strategie clară, concisă. Dom'le, e bine să facem așa. Hai să ne unim câteva cluburi importante. Hai să vorbim, hai să stabilim cu antrenorii, cu părinții, cu psihologii, cu nutriționiștii. N-ar trebui să vină ceva și din partea federală? De ce numai inițiative private? Federația are o anumită filozofie de existență și de conduită pe care se pare că și-o respectă. Și astfel de lucruri s-ar putea să existe în interiorul muncii
celor de la federație. Ceea ce pare puțin ne la locul lui ar fi ideea că această activitate a copiilor și juniorilor, această muncă cu copiii și juniorii, federația se delimitează puțin și spune lucrul ăsta aparține cluburilor. Deci dacă cluburile trebuie să rezolve problema copiilor și juniorilor, și pe de o parte au dreptate. Cluburile au primul interes. Până la un punct. Cluburile au primul interes ca copiii pe care îi cresc să performeze, nu? Și să le ofere ceea ce trebuie să le ofere. Din păcate, aici gândirea se rupe și nu mai e corectă, pentru că acei copii, dacă nu se pregătesc corect la cluburi, vin la echipele naționale de juniori care aparțin de federații, nu? Sunt ale federației. Și acești copii nu mai pot obține performanțe pentru că vin slab pregătiți de la cluburi. Da? Și atunci ne învârtim în jurul paharului cu apă, cu paharului gol de fără apă, nu? Deci cred că federația ar trebui să opteze pentru o colaborare cu cluburile în ceea ce privește această dezvoltare a copiilor pe proiecte de genul acesta, nu să le impună, dar să le sugereze, nu? Și apoi să urmărească activitatea acestor, îndeplinirea acestor programe la cluburi. Deci vin cu ceva și încerc să arăt, să dezvolt, ajutând cluburile ca ulterior copiii crescuți de cluburi să-mi poată performa la echipele naționale de juniori, să nu mai am rezultatele negative care le am. Și de ce nu să urce la echipa națională, că ăsta e scopul. Ceea ce în fond, da, asta este. Aici trebuie să ajungem. Iată. Și vreau tot raportat la acest lucru să-l... Domnul Manea, vreți să spuneți ceva? Vă rog, vă rog. Da, m-aș fi implicat puțin în speța asta, pentru că majoritatea persoanelor, sau mai toată lumea, sincer să fiu, exact așa cum ai expus și tu, George, spun federația și cluburile. Și ceea ce ai expus tu un pic mai devreme lasă de înțeles că federația este o entitate, iar cluburile cealaltă entitate. Este un pic greșit și te-aș contrazice. Federația este managementul cluburilor. Acolo conducătorii sunt puși de cluburi. Cluburile de fotbal formează federația. Vorbești de comitetul executiv sau de nu, vorbesc Federației Române de Fotbal? De tot fenomenul fotbalistic. Fenomenul fotbalistic are la bază cluburile sportive, da? Care își aleg management. Dar echipele naționale cui sunt? Care formează federația. Echipele naționale sunt sub managementul federației. Este foarte adevărat. Dar federația e formată din toți membrii. Deci sunt 300 și ceva de membri. Aici includem toate cluburile, toate AJF-urile, asociațiile județene și restul membrilor. Sunt 300 și ceva de membri. Dar, dacă nu mă înșel, Radu, cred că... Da, da, sunt pe aici, undeva, pe undeva, peste 300, da? Și ceva de membri. Da. Bun. Ăștia sunt federația. Adică tu ești de părere. Federația nu este Răzvan Burleanu. Ești de părere? Chiar dacă dânsul se comportă așa că eu sunt federația. Nu. Federația este reprezentată de majoritatea cluburilor, de toate cluburile din România, toate cluburile de fotbal. Așa este și la Federația de Gimnastică, așa e la toate federațiile. De acord. Iar managementul, într-adevăr, este făcut de Comitetul Executiv, recte. Dar statutul și ROAF-ul, de cine sunt făcute? Statutul și ROAF-ul sunt propuse de Comitetul Executiv către membrii și membrii le-au aprobat. Toate regulamentele sunt aprobate în adunarea generală. Adunarea generală în fiecare federație este forul tutelar. Adunarea generală hotărăște absolut orice. Că membrii se duc la adunarea generală și sub aspectul unui pahar cu apă minerală votează fără să știe ce să ce. Aici ce am vrut să ajung acolo. De fapt. Aici am vrut să ajung aici de este, fapt. Aici știam foarte picătura. Bine. Aici este picătura. Astea. Și că momentul în care ne-am cocoțat în anumite funcții în federație, da, în managementul federației și am uitat cine ne-a votat, am uitat care este scopul nostru, care sunt promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală, că până la urmă iarăși ajungem la campanie electorală și suntem în politică, dar noi facem politica sportului. Uită, oamenii uită când ajung acolo sus.
Deci federația pentru mine înseamnă toate cluburile, majoritatea cluburilor. Iar membrii, cei 300 și ceva de membri, ar trebui să înțeleagă că dacă fotbalul merge prost, este din cauza lor. Nu din cauza managementului, din cauza lor, că și-au ales conducătorii pe care i-au. Știi cum e? Avem conducătorii pe care îi merităm. Ceea ce încearcă acum acest proiect, nu face altceva decât să demonstreze că au putere de management, de a fi bun manageri. Dacă ești un bun manager, atunci ai și puterea să gândești un proiect, ai și puterea să finanțezi un proiect, ai și puterea să-l realizezi, să-l termini, să-l aduci acolo unde vrei. Asta este problema cu federația noastră. Nu vă mai spun, poate, nu știu, deschidem și topicul ăsta. Federația are în subordine AJF-urile, Asociațiile Județene de Fotbal. Eu cred că aici, iarăși, este un punct care ne doare al naibii de tare. Foarte tare. Pentru că vorbim de echipele naționale, vorbim despre elită. E foarte adevărat. Și este foarte bine că se discută acest lucru. Dar până să ajungi la elită, nu credeți că ar trebui să investim în baza fotbalului din România? Nu credeți că ar trebui să investim un pic în campionatele de copii și de juniori la nivel de AJF? AJF-urile sunt subordonate FRF-ului. Însă FRF-ul, sunt convins, și am cazuri certe, noi am făcut niște investigații, noi la Ilfo Sport facem niște investigații în ceea ce privește Asociația Județeană de Fotbal a județului Ilfov, și este absolut uimitor ceea ce se întâmplă acolo. Chiar în materialul de numără de mai avem un topic pe care noi l-am studiat, este răsplata arbitrilor. Da? Atât la AJF Ilfov, cât și la MFB. Deci dacă vreau să plătesc prin bancă, așa cum este legal, deci, nu știu, clubul meu poate vrea să plătească prin bancă baremul de arbitraj, da? Dacă îl plătesc prin bancă, trebuie să plătesc vreo 500 și ceva de lei. Dacă îl plătesc din buzunarul meu propriu și personal, în calitate de, nu știu, că sunt președinte, patron sponsor, că sunt patron, că de sunt persoană sponsor, fizică. E pe persoană fizică și plătesc 300 și ceva de lei. De ce oare? Adică, ok. Comisionul băncii. Da. Era să zic eu ceva cu acest comision, dar suntem într-o emisiune publică. Deci, nu, aici este problema. La AJF Ilfov, la fel. În februarie a fost anunțată adunarea regională de alegeri. Au fost prezenți doi reprezentanți ai FRF-ului, că e normal. Până la urmă, forul tutelar al AJF-ului, Ciprian Paraschiv și Vasile Stângaciu. Vasile Stângaciu, Adrian Stângaciu, juristul federației. Da? Ei bine, ce s-a întâmplat? Dintr-un forum de 30 de membri, deci erau 30 de membri, 31, că unul a venit după, 20 au spus nu. Deci, bine, a fost aberant ceea ce s-a întâmplat acolo. Absolut aberant. Adică un singur candidat, pentru că au fost 3 dosare de președinte depuse, 2 li s-a găsit diverse, nu știu, n-au avut toate paginile drepte. Not în babură. Da, not în babură. Nu știu, că n-au avut dosar cu șină, cred. Nu știu. În fine, a rămas un singur candidat, cel care a și fost în ultimii 4 ani, Gabriel Oprea, vorbesc aici despre dânsul. Ei bine, deși a fost un singur candidat, s-au supus la vot această candidatură și 20 dintre membrii au spus nu, 10 au spus da, unul s-a abținut. În consecință, la sfârșitul ședinței, toată lumea se întreba, bine, și acum cine ne conduce? Cine-i președinte? Cine-i președinte? Pentru că niciunul dintre cei 31 de membri nu știa statutul. Asta este problema. Noi nu știm statutele și regulamentele. Ei bine, s-a ridicat domnul Oprea și a spus, eu sunt președinte. Și domnul Oprea, în continuare, culmea împotriva statutului, pentru că am studiat statutul AJF-ului din scoarță în cu scoarță și spune, în baza statutului, dacă nu mai poate fi președinte, atunci îi se preiau prerogativele de către primul vicepreședinte.
Ei bine, din februarie și până acum, domnul Oprea tot semnează niște documente în numele AJF-ului, deși nu mai are acest drept. Da. Da? Sunt lucruri subiective, ca peste tot, sunt probleme. Da, dar dacă mergem aici, Radu, ce vreau să spun? Dacă sunt probleme de genul ăsta organizatorice, la nivelul ăsta, să ne gândim ce se întâmplă la nivel de management, la copii și la juniori. Sau un plan metodic. Exact. Dacă ei nu au nicio strategie, ei nu au niciun proiect, ei nu au nicio idee, părerea mea, că am intrat un pic mai adânc în problemele AJF-ului și... Ca să vorbești de un proiect, ca să vorbim, nu să-l implementăm sau realizăm, ca să vorbim despre un proiect în Ilfov, mi se pare că diseară avem invitație la un restaurant pe lună, noi toți patru. Deci cam așa este. Apropo de legislație cu probleme sau lipsa problemelor sau cum încercăm să ne facem lucrurile cât mai bine cu putință, domnule Pedrazini, există o normă, dacă doriți, a Ligii Profesioniste de Fotbal, de care noi am mai discutat în emisiunile precedente, care spune că 10% din drepturile de televizare se duc către centrele de copii și juniori ale cluburilor din prima ligă. Făcând o medie, pur și simplu, asta undeva la 2 milioane și jumătate de euro ar însemna 250.000 de euro anual. Ce s-ar putea face cu acești bani într-un club de fotbal pentru copii și juniori? Se poate face mult. Se poate face mult, dar... Legislația asta sau legea asta? Nu este clar în ceea ce trebuie cheltuit bani. Pentru că clubul, ca de obicei, te spune, eu am chiria centru sportiv, am salarii antrenorii, nu? Am cumpărat un fotbalist, am terminat bugetul. Atunci, în momentul în care unul nu este clar, dacă eu cumpăr un jucător cu 300.000 de euro... Este legea, dar nu este norma de aplicare a legii. Nu, norma de aplicare. Cum s-ar spune? Norma de aplicare. Unde trebuie cheltuit acest... Exact, la legea sportului. Este inclus... la legea sportului. Avem legea, nu avem norme de aplicare. Nu, vreau să spun. Este inclus și salariile a tot angajate de la tot de tineri și juniori. Dai seama, dacă unul are 10 salarii sau mai mult salariate, deja... Este jumătate bugetul, nu? Atunci, în momentul în care eu te impun să investești 10% din veniturii din televiziune... Unde să se ducă acești bani? Trebuie să... Unde? Exact. Unde ar trebui să se ducă? Din afară, trebuie detaliat. Din afară, cheltuielile normale, pentru că o bază închiriată este o cheltuielile normale. Unde ați direcționat dumneavoastră, domnule Pedrazini, acești bani, 250.000 de euro? În situație, exemplu, că dai posibilitate, am zis, noi sprijinim școala. Cum sprijine școala? Cioè eu zic la un copil, tu mâine te duci la școală, dacă nu, eu te pedepsesc, nu joci la meci. Mi se pare aberrant asta, nu? Dar dacă clubul face borse de studiu, Milan, pentru că eu l-am învățat de unde am fost, nu l-am inventat eu, l-am învățat de unde am fost. Milan, fiecare an, da, punea 12 echipe, 12 borse de studiu, pentru un valor de... 1.000.000 de lire, că sunt 500 de euro, 500 și ceva de euro, bineînțeles, la copii, nu cei mai talentati, cei mai buni la note școlare. Că avea note școlare, cele mai vorbim de educație. Dar nu te da de ea 500 de euro, că tu te pune în buzunar, te cumperai telefonul nou. Nu. Te da de ea posibilitate, cu acest bani, te aduce, intră un camp platit de la Mila, unde aveai relație cu alți copii, măcar din străinătate, da? Și aveai o experiență deosebită. Atunci, cu aceste cale, eu sprijin școala. Dacă noi să te spun, du-te la școală, probabil, asta nu se duce la școală. Asta este o cale, exemplu, în structure și borse de studie. În altă parte. Toată lume se plinge că anumite nivel de campionate suntem plafonați. Da? Eu, când eram directore tehnic la Steaua, am primit o invitație din parte de la Ludogoreț. Am zis, domnule profesor, vrea să i nostri copii născuti în anul 2000 venim la domna voastră, facem un meci amicale. Bineînțeles că noi plătim totul. Noi plătim drumul, plătim cazare, plătim și mața, să jocăm împotriva a copii voștri născuti în 99. Ok, bine, ei au venit aici. Am jucat un meci atât de tare cu bulgare de la Ludogoreț, născut în 2000, că era tot în alt ca mine, da? A fost o experiență deosebită. Întrebarea este, de ce eu nu pot să fac la aceeași lucru?
De ce eu nu pot să mă duc în străinătate să fac un meci amicale și clubul me suport economic? Asta e o altă întrebare. Vedeți că alte echipe îl fac. Atunci este o idee și noi. Ca mă garanteze un club, ca mă trimite un turneu pe an pentru fiecare categorie în străinătate. Dau posibilitate la copii să vedă un oraș frumos din străinătate, să abia relație cu altă, să vedă și ei cu ochii cum joacă alte echipe. Plus partea fotbalistică. În proiectul nostru noi avem asta. Probabil avem un turneu, da, că se desfășoară în luna decembrie, dacă reușim să-l organizăm bine, cum va lui, că oferă această posibilitate. Asta e alta cale. De ce noi nu putem să-l facem, aceste lucruri? Tu, în momentul în care tu impuni 10%, da, 10% trebuie sprijinit în anumite situații. Exemplu, un exemplu banal. Crăciun este momentul cel mai deosebit pentru copii. Nu există aici orice copii care nu se dorește un mic cadou. Un mic cadou. Bine, eu, în 2 ani că am fost la Steaua, nu ne-au făcut nicio la Crăciun fericit. Eu mi amintesc la Milan, cu tot respectul, pentru că când tu joci în Liga Campionii, clubul se compara cu Arsenal, cu Bayern München, cu tot echipe de tot. Este aceeași masă. Aceeași competiție, da. Sigur. Când eram antrenor la Milan, domnul Berlusconi venea la centru de copii, no, si închiria un teatru mare la Milano, el venea acolo. El personal. Cu toți jucătorii de la prima echipă, personal. Veneau acolo, pe copii îi dădea un cadou, că putea fi sponsor sau un cadou că avea nu un valor economic ridicat, simbolic. Dar era simbolic, gestul conta. Straordinar, da. Straordinar. Eu mi amintesc că când era eu fotbalista la Milan, am primit 5.000 lire, che era o 2,5 euro de atunci, pe un carnet de la banca. Cioè era o mica forma de pun bani la o parte. Cioè Milan făcuse așa. Înțelegeți? Cioè Berlusconi venia de dea Crăciun fericit a tot copii. Asta este... Iar copilul ăla cum se simțea? No, ma sunt semnale puternice de un club care zice eu exist, sunt aici și am obligații în fața a suporte și a voi, că sunteți viitorul de aceste proiecte. Întrebarea este de ce ei da e noi nu. Mi se pare că aici, cu tot respectul, repet încă o dată, pentru că în momentul în care eu am muncit în aceste lucruri, am încercat să sprijin, să facem altfel, mi s-a răspuns că nu vrem să cheltuim banii degeaba. Nu. Problema e că noi nu putem să ne comparăm numai că ne așezăm la masa bogaților, că mergem în străinătate sau la Real Madrid sau la Fiorentina sau la Chelsea și mai departe. Nu. Trebuie să ne ridicăm și de micro lucruri. Da. Cei care sunt importante pentru a da un semnal, clubul există. Putem clubul să facem gesturi mici aici, care înseamnă enorm pentru copii. Nu cred mici. Că este un gest exemplu. Eu am avut o idee. Eu am fost capitanul 8 ani în cariera mea, în Liga 2. Bineînțeles, regulamentul de ordine interior, ce facea? Că stringeam banii delle amende. Tu hai venuto interziato, amenda, hai fost suspendata, amenda, hai fatto ceva, amenda. In momento care am strins amenda, ca de obicei, echipe mare ce fac? Când ai strins anumite bani, te duci să mananci pizza sau mananci tot la restaurant. Degeaba facem asta. Eu ce am făcut? Cu banii aia, da, le dădeam la centru de copii și juniori, să-i sprijinam pentru mici cadou sau avea nevoie de mingi, avea nevoie de orice fel. Orice nevoie. Orice nevoie. Atunci sprijinam copii de centru de juniori. Este un exemplu extraordinar, care pe jumătate, dacă ar fi făcut de conducătorii noștri, a însemnat foarte mult gesturi pentru copii. Gesturi în fond umane. Da. Aveam în emisiunile trecute discuții vis-a-vis de marketingul simplist, care se poate face în cadrul unei școli de fotbal și ca să termin ideea, aveam un fost coleg, foarte bun prieten, Gabriel Guriță, fost director de marketing la Dinamo, care spunea foarte simplu, în afara rețelelor de socializare, evidente peste tot acum, există un părinte care poate să susțină, prin acel părinte prin care poți să faci un marketing și prin gesturi simple pe care un club le face către copii. O acțiune de Crăciun, un tricou, un marketing simplu, care pus unul peste altul,
aduce notorietatea unui club și seriozitatea lui? Eu am rămas impresionat Crăciun trecut, că deja eram plecat de la Steaua. Copilul meu juca basket. Juca basket la un club care se numește Dacian, că este asociat la București. De basket, București, la Steaua, București. Ei ce au făcut pe Crăciun? Au făcut un meci între trei academie care erau asociate, da? Unde tot copii au fost invitați pentru că i-au dat un cadou, bineînțeles, făcut de la sponsor, dar i-au pus un preț la bilet, că era, mă duceau la supermarket să fac o cumpărătură pentru copii din orfelinat. Mi s-a părut ceva deosebit. Deosebit. S-au gândit foarte bine. Dar au făcut sociale și relaționale într-o singură lucru. Da, da. Ne-au făcut ceva deosebit. Eu am mulțumit bravi lor că au avut ideea. Bineînțeles, manager, marketing care facem noi și organizare care facem noi este complet gratuit. Lume nu înțelege cum gratuit. Unde este Pacalela? Unde ne fora banii? Unde ne fora oamenii asta? Nu, este complet gratuit. Rischiul din impresa noastră este, dacă tu ai un copil care merge mai departe, probabil în momentul în care este vânzat, ne recunoști și noi o parte. Asta este un riscul din impresa, ma tu poți să fii parte din proiect, să nu produci nimic, pentru că noi este important că fii acolo ca filosofia noastră. Este un risc, noi ne asumăm. Ma noi nu punem presiune, dacă tu nu produci niciun fotbalista, te dăm afară din proiect. Proiectul este complet gratuit. Evident, urmărindu-se această parte educațională, această parte relațională... Da, partea educațională da, este logic să fie așa, da. Între ghirimele, micra impunere că noi dăm la echipe care se afilieze, în momentul în care eu mă duc să explic proiectul, este ca ei... Sunt de acord cu la filozofia noastră. Cioè, degeaba eu afiliam un club care o gândire complet diferită la noi. Anumite cluburi ne-au spus, la noi ne interesează numai orientare al 4. Atunci eu am spus, foarte bine, căutat alte persoane pentru că nu puteți să face parte din proiectul nostru. Dacă mă interesează numai business, noi nu putem să bazăm aceste proiecte numai pentru business. Ce faceți cu doi copii? Un copil care învață foarte bine, bine educat și care face fotbal, să spunem, de plăcere. Și avem pe același palier un copil foarte, foarte talentat, da. Dar unde educația lui suferă. Aveți doi copii de aceeași vârstă, în aceeași echipă. Cum îi călăuziți? Bineînțeles, încercam să sprijinim. Și ce preferați? Nu e vorba de preferat. Dacă eu prefer unul, înseamnă că nu pot să fac un proiect de genul ăsta. Pentru mine nu există preferența. Pentru mine există o posibilitate să aleg o soluție care pot să ajută și unul și celălalt. Pot să ajut cel care nu este atât talentat să-i dau ceva în plus. Se poate fie că se ajunge la un nivel care pot să se descurce. Dacă atât poate, înseamnă că este un copil foarte inteligent, că drumul lui din viață e într-o altă cale. Nu putem să obligăm să devii fotbalista unul care nu poate. Dar celălalt, că este provocare mai dificilă, cei care nu are bază de educație, dar este talentat. Că știți ce se întâmplă, domnul Petrazini? Da? Există situația în care acel copil talentat, din păcate, poate să-și rupă aripile, pentru că părintele lui sau mămica lui sau tăticul lui sunt pe gard, agățați de gard, strigând la arbitru și încercând să-i pună în teren, în locul antrenorului. Știți la ce mă refer? Da, știu. Asta este o gestiune dificilă din partea părinților, nu știm de tot. Și a antrenorului. Exact, și antrenorului. Mi-amintesc ceea ce spunea domnul Rigo Sacchi. Când era la antrenor la Milan, eu am fost acolo, în aceste domenii, și 4 ani cu Capello, el odată pe lună facea ședința generală cu tot antrenorii de centru de copii și juniori. Era o discuție liberă. Nu exista o discuție, acum înveți eu 4-4-2 sau... Discuția liberă. Cineva putea să întrebe cum se gestioneze anumite nivele. Eu mi-amintesc un singur lucru. Din experiența mea, a zis Rigo Sacchi, nu am văzut niciodată
că a devenit un fotbalist mare, un copil care are părinții dificili. Asta este adevărat. Există un fotbalist mare din alt nivel care are părinți dificili, care se agață la plasă, care îi dau indicații, care se bazeze numai pentru viitorul lui. Pentru că probabil vor să se realizeze copilul ceea ce n-au realizat ei. E adevărat că nu devine fotbalist. Din păcate, asta este. Eu am în 13 ani de sector de tine și juniori ne-am văzut de toate. Vă spun sincer, de toate. Am o convinzione. Sunt convins că fenomenul nu are nevoie să fie descoperit. Fenomenul se descoperă singur. Fotbalista trebuie descoperit. Fotbalista înseamnă dacă vede un copil care are niște calitate, că poate fi îmbunătățit, că are o mentalitate potrivită, că joacă 12 ani în Serie A în Italia. E s-au întâmplat aceste lucruri. Un copil că a fost dat afară de la Milan, dat afară de la Milan în vârstă de 14 ani, da? Încă gioca acum, născut în 1980, la Chievo Verona. Adică, 16 ani de Serie A. Asta este un exemplu și un eșec pentru antrenori. Da, foarte interesant. Cineva spune că din eșec trebuie să înveți de fiecare dată. Chiar și un antrenor trebuie să-și asume un eșec atunci când nu reușește în... Mă, noi căutăm scuze. În crearea unui jucător. De aceea, iată, fotbalul... În sfârșit descoperim cât de complex este fotbalul. În sfârșit descoperim și noi în România și iată, descoperim cu fiecare emisiune cât de important este rolul psihologului, cât de important este rolul nutriționistului, nu aș spune chiar acum la nivelul acesta, al medicului, al fizioterapeutului, al profesorului, al dirigintelui, al antrenorului, pentru că un antrenor, din fericire aș spune, trebuie să constate astăzi că nu mai poate fi factotum la o echipă, la o echipă de copii și de juniori. Perfect. Este nevoie de asistență specializată, strictă, chiar de la nivelul de copii și juniori. Și din fericire descoperim asta, pentru că trebuie să ne trezim odată. Acum venim la întrebare. Ca să termin. Vedeți, sunt fel de fel de situații, chiar și medicale, și din nefericire trebuie să menționăm și decesul acestui copil în fond, acestui jucător de la Dinamo, Ekeng. Sunt fel de fel și situații cărora nu poți să le faci față. Fotbalul este complex și este complex de mult. Ce facem acum? Trebuie să ne acoperim și să ne înconjurăm de specialiști, toți unul și unul. Europa, lume, echipe bogate și cele mai puține bogate ne învețe ceva. Ne dau niște sfaturi. Și dacă nu vine la noi și ne explică, noi putem să observăm niște sfaturi. Cum este compus un team, un stafful de un'echipă de la Inter sau de la Milan? Antrenorul principal, antrenorul secund, asistente lui, că acum se cheamă coordonator tehnic, un preparator fizic care se ocupa de două echipe, adică Republicani A și B, adică coordoneze munca fizică, activitate fizică și de coordonare pe două echipe apropiate, da? Un antrenor de portari, la fel, pe două echipe, un masseur, un doctor che coordoneze două echipe și un team manager, che acolo se numește un dirigente, care se occupa di legittimazione, di trasporto, di organizzare, di plasare, etapa di gioco. In più, lingua ei, la due echipe, este un, non un psicologo, un mediatore di conflitto. Adică este o figura nu profesionale ridicare ca un psicolog, dar este o persona care a făcut cursuri care ajută relația între sociolog între copii și antrenor, copii cu părinți. Asta este un stafful normal de o echipă ca Milan, ca Inter. Noi aici în România nu avem doctor. Avem un singur asistent medical pe toate echipe. Că majoritatea asistente medicale sta a investiar în timpul care se desfășoară antrenamentul. Cioè nu ieși în antrenament pentru că e free, sta a investiar la căldură. Dacă se întâmplă ceva, trebuie să-l suni, să-l chiami, să ieși afară. Ce, asta este organizarea care avem noi. Antrenorul trebuie să facă totul.
se abbia grigia di legittimazie, se ha echipamento, se organizzese transfer. Asta este organizare che avem noi in România. Ne adaptăm, nu putem să facem altfel. Ne adaptăm. Vorbim de adaptare, dar vorbim și de promovare. Aș vrea să deschid puțin subiectul acesta, pentru că dumneavoastră ați fost părtași, să spunem așa, și în Italia și în România, în ceea ce privește activitatea unor echipe de copii sau de juniori. Din cunoștințele pe care le aveți, sau poate ați și trăit astfel de experiență, cum vedeți promovarea unui copil sau a unui jucător și de la ce vârstă și în ce condiții? Pe de o parte și pe de altă parte, cine ar trebui să hotărască această promovare? Din punctul meu de vedere, la începutul proiectului trebuie să fie o filozofie a clubului. Există în Europa cluburi puternice care au această filozofie și orice antrenor care vine la conducere prima echipă se adapteze a filozofia clubului. Dacă noi ca filozofia clubului avem că trebuie să sprijinim jucătorii tineri de la echipa a doua să joace 1, 2 sau 3, ei debuteze 1, 2 sau 3. Dacă noi nu avem această filozofie, clubul nu este atât puternic, e clar că depinde de antrenorul care vine. Numai de antrenor? Exact. Vă dați seama că la Steaua tu ai o obligație, trebuie să castigi. La Steaua nu ai timp să ajute un jucător tiner să se dezvolte, să meargă mai departe și să greșească. Dar Steaua cere și spectacol, domnule Pedrazini. Exact. Brandul. Exact. Cere spectacol. E în aceste cale sunt antrenori probabil disponibili și sensibili la promovare tinerii, sunt antrenori care zic eu am o obligație mare în fața clubului, mi ține pe bancă, nu mai ai rezultate. E, nu putem să spunem că ai greșit sau ai dreptate. Fiecare să alege filozofia lui. Exemplu, zic, Ajax este un club care este bazat pe promovare tineri. Atunci, orice antrenor care se duce la prima echipă știe care este filozofia clubului. Intra un fel, este și o muncă completă diferită între antrenare prime echipe și antrenare copii și juniori. Este o muncă completă diferită a forma un jucător și a juca pentru rezultat. Asta trebuie, din punctul meu de vedere, explicat și dovedit la antrenori. Un om deosebit ca a murit acum două luni, din păcate, Ernst Wayne, care este autorul a Miracul Barcelone, noua echipă necunoscută, a zis că antrenor de tine și juniori, care a castigat mult, nu a muncit pentru viitorul de copii, a muncit pentru viitorul lui. Dacă spune așa unul ca Ernst Wayne, este semnificativ. Orice antrenor cu care eu m-am confruntat, am vorbit, primul lucru că m-a spus, eu anul trecut am castigat 15 mese, am egalat unul, am pierdut unul. Eu îi spun, cât jucători ai dat mai departe? Amă, nu depinde de mine. 1 și 15 s-au pierdut. Atunci, problema este, punem accentul pentru a forma. Care este traseul ca noi trebuie să respectăm etape pentru a forma un jucător și un fotbalist? Ca noi nu putem să punem mereu accentul la rezultat. Sunt niște echipe, că știe bine și George, da? Niște echipe care noi suntem obligați să castigăm, pentru că dacă noi castigăm, părinții aduc copii la noi, pentru că noi suntem pe primul loc în orice campionat. E adevărat sau nu? Ma nu trebuie să fie asta mesajul. Nu trebuie să fie asta mesajul că treci. Păi să le spunem părinților treaba. Mai nu trebuie. Ok, astea sunt exemplele. Exemple, nu? Tot în zona asta, rămânem un pic la această promovare și vreau să vă descos puțin, pentru că nu știu când mai avem ocazia să vorbim, sper să mai avem, dar revenim la promovare. Ați vorbit de această promovare de la echipa de tineret către echipa de seniori. În accepțiunea dumneavoastră există sau este benefică sau trebuie să se facă sau nu trebuie să se facă o promovare a unui copil de la o categorie de vârstă la asta, la alta, și dacă răspunsul este pozitiv, există un palier de vârstă sau cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Dacă, de exemplu, într-o echipă de copii mai puțin talentați există un talent
și el nu se mai poate dezvolta la momentul, urcă într-o anumită perioadă de timp și la un moment dat vedem că stagnează, pentru că el are nevoie de alte provocări. Cum procedăm? Îl promovăm la o echipă, la o categorie superioară, pentru că el nu se mai regăsește acolo, sau îl lăsăm să se dezvolte în continuare în, atât cât se poate în mediul echipei? Asta este, din punctul meu de vedere, o regulă neînscrisă. Dar orice copil talentat care în categoria lui face diferența, dar un moment dat, dacă noi îl ținem mereu așa, poate fie că este mai avansat din punctul de vedere fizic, în comparație cu tot colegii. Poate fie că are deosebite calitate tehnice care nu pot să se dezvolte mai mult dacă stă la aceeași nivel. Atunci trebuie să îi punem, între ghirimele, anumite dificultăți. Adică că l-avansăm provocări. Da? L-avansăm de categoria, să joace cu cei mai mari, cu dificultate care poate se întâlnește. Dar cred că este un stimul în plus a lui care l-ajută să se dezvolte mai departe decât să se plafoneze. Asta este o regulă care există în toate echipele mari. Și la Inter, și la mine, i giocatori cei mai buni, cei mai pregătiți, se avanseze de o categorie. A nivelul de prima echipă, eu pot să pun, mă simt un mandru, că și cu Zenga de 6 ani, noi mereu unde am fost, am promovat jucători tineri. Aici debutase Luțu, Simion și Muzac în 2004. Când eram la Steaua Roșia, din Belgrad, am făcut o muncă deosebită, pentru că acum este unul care se numește Georgevici, care joacă la Lazio, che debuttasse con noi, Tomovic, fundaș dreptă de la Fiorentina, debuttasse con noi, 18 anni. Și o generație deosebită, pentru că tot născut în 84 e 83, de la Jankovic, de la Basta, che gioca alla Lazio, o generație deosebită. Adică noi am fost mereu sensibili la copii și juniori. Inteligența Walter a fost, bineînțeles, în anumite lucruri sprijinit, împins câteodată și de mine, pentru că eu am venit de la copii și juniori, să alegem momentul potrivit să bagăm jucătorii tineri pe teren. Cu rischiul ca să nu fie arsi, cum se zice, ma să fie momentul de fericire pentru el. Întrebare pentru ambii invitați. S-a introdus această regulă a folosirii în teren a celor doi jucători sub 21 de ani, această obligație impusă cluburilor. Găsim acei jucători de valoare sub 21 de ani acum în România, pe care să-i urcăm imediat la prima ligă? Eu sunt foarte fericit, primul lucru, răspund pentru că avem deja microfon. Sunt foarte fericit dacă le ai în domeniul tău foarte bine, dacă nu le ai, trebuie să-i găsești. Mi se pare o idee foarte bună. Și ca să-i găsești, trebuie să ai o strategie. Perfect, da? De acord. Cristi, găsim acești jucători? 2, 3 jucători? În Ilfov. În Ilfov îi găsim. Nu neapărat în Ilfov, putem să-i găsim tu oriunde. Tu colinzi foarte des județul, colinzi mai toate echipele, cam tot ce se întâmplă și din fericire, pentru Ilfov, sunt echipe apropiate de noi, din nefericire, mai puține echipe în București, bazinul este destul de larg în Ilfov. Trebuie să privim regula asta din două puncte de vedere. Dintr-un punct de vedere, aș spune că este o impunere din partea Federației. Este. Și acum asta e cu două tăișuri. A impune unei echipe... Cluburile, iartă-mă, nu cluburile au decis? Că revenim la ce spuneai mai devreme. Ba da, cluburile au decis conducerea. Acum comitetul executiv cu comisiile respective... Cluburile au decis la sugestia federației? Sunt de acord, dar să știi că după fiecare adunare generală sau la o anumită perioadă după o adunare generală la care se schimbă regulamente și moduri de a executa o competiție, toate cluburile sunt nemulțumite. O mică paranteză, în acest moment federația a spus că din 2016-2017 la Liga a doua vom avea o singură serie. În acest moment toate echipele implicate în Liga a doua își dorește două serii. Deci toate echipele își doresc două serii. Da? Deși aceste echipe au votat o singură serie.
treburi interne ale federației. Exact. Da, dar care de fapt, treburi interne, dar care nu se rezolvă corect din punct de vedere al fotbalului, duc fotbalul corect. În jos, nu în sus. Corect. Asta este problema. Deci, pe de o parte, federația vine și spune, băi oameni buni, din sezonul următor va trebui să faceți rost de doi juniori sub 21, de doi jucători. De doi tineri jucători da. Sub 21 de ani, pentru că o să trebuiască să îi înglobați în echipă. Ce ar ascunde? Domnul Manea, da, spuneți. Lăsați-mă să-mi duc ideea, okay. Dar una se pripește, pentru că nu dă un termen, să spun așa, o perioadă în care echipele să se pregătească Cristi, de acest lucru. Sunt 6 luni. E puțin. După părerea mea, este puțin. Scaute. Da, de ce trebuie să mai pregătesc? Eu nu știu că trebuie să promovezi. Problema scouterilor la cluburile din România, cluburile de Liga 1, de Liga 1 vorbim. Este una foarte mare, pentru că scouterii ăștia nu există. Eu vin dintr-un club care nu are scouteri. Dar Federația Română de Fotbal, George, are scouteri. Chiar l-am avut aici pe domnul Țicanu, manager scouting al Federației Române de Fotbal. Nu, de ce n-ar avea și cluburile? Asta vreau să spun. Deci nu există scouteri. Departament de scouting? Departament de scouting nu am auzit să aibă nici măcar un club. Interesant, nu știu dacă Steaua are un departament de scouting, nici măcar Steaua... Dinamo are, în acest moment, am vorbit cu Marius Iorga, este șeful scouterilor de la Dinamo, este primul club de fotbal din primă ligă care are un departament de scouting. Este primul club de anul ăsta înființat. Deci, pe de o parte vorbim că vine federația și spune, domnilor, n-aveți, aduceți de acasă doi jucători. Pe de altă parte, federația nu ne ajută, sau mă rog, cluburile să-și dezvolte aceste academii, dacă vrei, de copii. Cum să le ajute federația? Cum ajută acest proiect? Acesta este un proiect privat, nu are nicio legătură cu federația. Sunt de acord, dar federația ar trebui să facă lucruri generalizate la toate cluburile. Strategie. Bun, am înțeles. Revin la întrebare. Găsim acești jucători? Eu nu cred că o să găsim jucătorii pe care echipele o să și dorească. Și atunci o să trebuiască să facă compromisuri. Să luăm pe X de la clubul cutare, hai că ne înțelegem, dă-mi și mie împrumut câteva luni, poate un an, ți-l promovăm, dar nu, asta nu e o strategie. Asta nu e strategie. Dacă ajungem la astfel de situații să cerșim jucători, atunci ne întrebăm... În loc să investim în junior. Dar atunci ne întrebăm, pe ce motivație Federația Română de Fotbal a obligat cluburile să folosească, să utilizeze doi jucători tineri sub 21 de ani? Care este motivația? Din ce considerente? De ce au făcut asta? Am să vin și o să-ți dau un exemplu. Tot o regulă impusă de ROAF și în speță de conducerea Federației Române de Fotbal este următoarea. Dacă ai un club de Liga 2, dacă activezi în Liga 2, ești obligat de regulament să ai 5 grupe de copii și juniori. 5 grupe. Dacă ești la Liga 3, trebuie să ai 3 grupe de copii și juniori. Vă întreb acum, din cele aproape 30 de cluburi sau peste 30 de cluburi de la Liga a 2, câte credeți că au propriul centru de copii și de juniori? Vă spun eu, facem o statistică și vedem. Nici măcar 10%. Adică vreți să spuneți că sunt împrumutați de la alte cluburi, exact. Nu de la alte echipe. Deci eu am clubul de la Balotești, spre exemplu, dar mă duc la ACS juniorul, la Sporting, la o academie, să o numesc care așa. Care foarte interesate să-și promoveze. Nu, și îi spune foarte juniorii. Clar, uite, eu o să-ți plătesc deplasările, o să-ți plătesc cazarea, masa, sau eu știu, poate îți dau și bani și de un... Exact, se închiriază echipe și atunci unde este progresul echipelor sau acestei strategii de a introduce jucători tineri sub 21 de ani? Este într-adevăr un progres, dar încă o dată revin la bază. Noi nu avem construit un sistem, noi nu avem construit o bază solidă, pentru că se încearcă aceste academii, aceste cluburi de copii și de juniori, în marea lor majoritate sunt proiecte private. Sunt proiecte private. Iar când noi ajungem la Liga 1, o să vedem că există în majoritatea lor
echipe sponsorizate sau finanțate de către primării de comunități locale, iar celelalte echipe care sunt private, alea nu au un finanțator. Că vorbeam mai devreme de Berlusconi. Berlusconi nu era finanțator. Berlusconi era investitor. El investea niște bani într-un centru de copii, într-o echipă mare. El nu venea, cum vin majoritatea patronilor din Liga 1, să spună... Vrei să spui creditori, finanțatori, creditori. Exact. Finanțatorii încearcă... e cel care împrumută clubul. Exact, asta zic. Creditorii care își iau banii înapoi. El vine, finanțatorul de tip Liga 1 România, în niciun caz nu este precum domnul Berlusconi în Italia, un investitor. Dânsul plătea niște bani, investea niște bani în copii. Și așa cum o discutam puțin mai devreme, un copil putea să ajungă la echipa mare sau putea să nu ajungă la echipa mare, dar dânsul investea în imagine, în copilul respectiv, în educația copilului respectiv. Noi finanțăm, noi, patronii de Liga 1, finanțează. Ca în momentul în care ajunge, Doamne ajută, în Champions League, să-și recupereze investiția. Și atunci, unde este câștigul clubului? Ne uităm la Steaua, a ajuns de atâtea ori în Champions League și n-are centru de copii și juniori. Așa ceva... Nu știu dacă se întâmplă la cluburile de care vorbeam un pic mai devreme, de Ajax, de Chelsea, de aceste cluburi mari. Vorbim de cluburile din România. Ăsta este scopul cluburilor mari din România, să facă bani, dar să nu investească, ci să finanțeze în vederea promovării, a câștigării de notorietate și poate ne și scoatem banii că mai vindem 2 jucători, mai vindem 5 jucători. Mai este o situație, Cristi, și l-aș întreba pe domnul Predrazini. Cluburile de prima ligă se mai plâng. Nu este bună, și spun așa, nu este bună această regulă a folosirii forțate a celor 2 jucători sub 21 de ani, pentru că nu avem de unde să-i luăm. Bun, nu avem noi centru de copii și juniori. Însă noi când mergem să solicităm serviciile unui jucător de sub 21 de ani de la o altă echipă, acea echipă cere mare acusarea. Sumele sunt foarte mari, sumele de transfer, pentru că profită de această situație impusă de către Federația Română de Fotbal. Dacă sunteți puși într-o astfel de situație de a ceda unui jucător, ipotetiv vorbind, unui club de prima ligă, ați cere foarte mulți bani, ați lăsa jucătorul să joace și să-și facă o carte de vizită pentru a-l vinde cu ceva mai mulți bani mai târziu, pentru că sunteți și în situația în care, iată, sunteți sub gestiunea unei importante agenții de impresare din lume. Din punctul meu de vedere, dacă pot să aleg eu, îi dau și împrumut cu obligația să joacă. În Italia, când era Riedo Braida direttore sportiv la Milan, un giocator che ajungea a livello primavera, adică două echipă, care potea nu fi pregătit pentru echipa mare, traseul era Liga 3, Liga 2, dacă facea Liga 3 bine, Liga 2 bine, se încerca o Liga 1, dacă mergea foarte bine, potea să se întorcă al Milan, sau se descurcă într-o viață profesională între Liga 2, Liga 1 sau Liga 3. Dar asta este un traseu. Cioè, din punctul meu de vedere, dacă noi facem o regulă, cum am făcut acum, echipe, zicem așa, cele mai importante, Steaua sau Dinamo, au giocatori tineri care pot să-i dau împrumut să se joace, trebuie să-i lasă să joace. Nu pot să cere banii mulți, pentru că dacă nu, proiectul ăsta nu are logică, nu are sens, din punctul meu de vedere. Noi vorbim de Steaua și Dinamo tot timpul, nu știu de ce, probabil că suntem bucureșteni, dar hai să ne gândim, avem CFR Cluj, avem Craiova, nu? Avem Timișoara, sunt cluburi care nu-și permit să mai cumpere jucători cu sume atât de mari și pentru ele probabil că această utilizare a jucătorilor sub 21 de ani ca mânușe, nu? Hagi, la fel, viitorul, dar... Am numit câteva echipe. Eu cred că în țară lucrurile stau altfel și că acești tineri de sub 21 de ani se găsesc mult mai ușor decât în București pot performa. Este la fel de adevărat că un club de talie european, un club care merge în cupele europene, e adevărat că are nevoie de niște jucători sub 21 de ani de valoare ridicată pentru că reprezintă România în Europa, să spunem, da? E nevoie de jucători importanti, jucători cu valoare ridicată, apreciabilă. Aici este mai greu, probabil, la echipele importante. Eu sunt convins că regula asta este valabilă pentru campionat, dar nu pentru cupa europeană.
giocatori de sub 21 de ani să fii titular în campionat, în momentul în care tu ai o competiție europeană, ei nu sunt titular. Asta e 100%. Dacă tu ai un jucător foarte, foarte talentat, exemplu, Craiova a jucat tot anul ăsta cu Ivan. Ivan e născut în 86. În 86. Adică, sub... Unul l-au găsit. Unul l-a găsit. Adică, Belu de la Poli Timișoara și el e un jucător tine de prospectivă. Adică, sunt niște copii foarte interesanti. Steaua are portarul, Cojocarul, care e născut în 95. Dacă se bazeze pe el în anul viitor, a deja în casa lor un jucătore care, din punctul meu de vedere, are calitate mare că poate să facă performanță. Dar asta obligă clubul să-l folosească în permanență. Exact. Probleme și probleme. Ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ediții. Fotbalul de la educație la profesie trebuie să... Dăm frâu și mesajelor acestei emisiuni, George. Ce ne facem cu fotbalul nostru de toate zilele, cu fotbalul nostru juvenil? Ce să ne facem? Facem ceea ce trebuie să facem noi aici, în cadrul emisiunii, să îndemnăm întotdeauna la ca acești conducătorii noștri de cluburi și nu neapărat, nu numai ei, legislația până la urmă trebuie să permită anumite facilități pentru investiții. Tatăl meu avea o vorbă, lătrăm, 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 știi? Și nimic nu se realizează, sau foarte puțin. O spunem din nou, investițiile trebuie să fie pe primul plan dacă vrem să avem jucători sub 21 de ani performanți, să putem să îi urcăm și să-i vindem, nu? Dar investiți, fraților, investiți, pentru că numai așa putem să facem fotbalul adevărat. Cam ăsta ar fi mesajul. Domnule Pedrazini? Din punctul meu de vedere, vă mulțumesc pentru că emisiunea voastră este foarte importantă pentru că se vorbește despre realitate de copii și juniori. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este viitorul țarei. Este viitorul fotbal de țară. Din punctul meu de vedere, voi vorbit, este deja ceva deosebit. După, dacă se poate și acționa pe cei care au putere să acționeze, să facă și lucrurile astea. Eu am și o altă idee. Trebuie și schimbate anumite reguli la copii și juniori. Exemplu, eu aș interzice schimbarea fotbalistă în ultimii 10 minute. Pentru că tu un copil pune la ultimii 5 minute numai pentru că vrei să pierde timpul. Excelent. Nu le dai nicio califică, nicio valoare. Salutăm aceste, da? E asta este ceva interesant. Copiii trebuie schimbat la pauză. După cei care nu au intrat, poți să intra în locul la cei care nu au fost schimbat. Sau numai asta... în situații limită, accidentare. Exact. Pentru că mi se pare foarte aberant că un copil tu îl schimbi ultimii 2 minute. Este clar intenția că vrei să rupi jocul, rupi ritmul și te gândești numai la rezultat. Și atunci nu este o problemă a antrenorului aici? Exact. Asta este ceva generalizat. Așa, dar eu, federația, pot să fac ceva. Pentru că în Italia s-a făcut, în Serbia s-a făcut, când eram noi acolo, da? Până 12 ani, da, 12 ani obligatoriu tot schimbare la pauză, cine intra pe banca din teren poate să intra oricând în locul cei care nu au fost schimbat. De la 13 ani sus, da, erau interzite, din afara echipa a doua, erau interzite schimbare în ultimii sfert de oră. Pentru că tu trebuie să le schimbi înainte de sfert de oră. Cristimana. Alt mesaj. Cristimana, cum atragem investitorii către, nu către fotbalul mare, către fotbalul de seniori, către fotbalul juvenil? Cum îi atragem? Cum îi aducem? Ok, știu, nu există legislație, nu există, multe nu avem. Dar totuși trebuie să atragem acești investitori. Iată, vorbeam mai devreme. Domnul Pedrazini este un caz fericit pentru că prin natura relațiilor domniei sale a reușit să aducă în România acest proiect foarte, foarte important, această colaborare, acest parteneriat. Sunt de acord cu tine aici, în secțiunea asta. Sunt toate celelalte pentru situații. Că restul, exact, asta este marea problemă. Problema este de legislație. Legislația este una precară. Interpretabilă. Ce facem cu legislația asta? Federația ar trebui să se implice un pic mai mult sau, uite, dacă îmi dai voie că suntem la ora mesajelor, i-aș transmite, nu neapărat domnului Burleanu, aș transmite, nu știu, comisiei de juniori sau cei care se ocupă de juniori în țara asta și i-aș întreba și i-aș îndemna în același timp să organizeze sesiuni
întâlniri cu reprezentanții cluburilor de copii și juniori. Să îi întrebe și pe ei, măi oameni buni, de ce credeți voi că ar fi nevoie ca să ne dezvoltăm? De ce aveți nevoie? Cât de bine comunicăm? Putem să venim și cu reguli de genul ăsta, să nu mai schimbăm sau să nu mai ținem cont de rezultat la anumite categorii de vârstă, să spunem, nu s-a câștigat, doar am jucat fotbal, pentru că, ți-o spun, vin din mediul sportiv și am fost sportiv la rândul meu și conduc niște grupe de copii într-un alt sport, este foarte adevărat, nu contează să câștigi, contează să joci, să participi. Asta este o mentalitate și asta ar trebui să fie, de fapt, scopul nostru, filozofia de joc sau Modul de abordare a antrenorilor, a conducătorilor și așa mai mulțumesc departe. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc Cristian și vă mulțumesc Mana, vouă. Mulțumesc domnule Pădrazini, mulțumesc George. Fotbalul, într-adevăr, trebuie să rămână doar o pasiune. Nu trebuie să ne ridicăm niciodată copiii doar pentru rezultate, ci pur și simplu pentru a practica sport și el să decide, lăsăm la latitudinea lui și la puterea lui dacă va deveni sau nu un mare jucător, un jucător de performanță. Ne luăm aici la revedere de la dumneavoastră. Rămâneți cu bine, ne revedem lunea viitoare la aceeași oră, 18, la Academia de Fotbal. O seară bună!